Am obiceiul ca în bisericile în care Dumnezeu îngăduie să merg, să mergem, să citesc un cuvânt din Scriptură. O să citesc dintr-un alfabet mai special, este vorba despre alfabetul Braille, este un alfabet pe bază de combinații de puncte. Noi nevăzătorii, având simțul pipăitului mai dezvoltat, trecem cu degetele peste aceste puncte și așa ajungem și noi la lumina cuvântului lui Dumnezeu. Citesc câteva versete. Din Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 19, cuvânt pe care am primit îndemnul să îl citesc din partea lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 19, Dumnezeu să ne ajute să ne împlinim. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem șovăile la mărturisirea nădejdii noastre, căci credinciosul este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. După cum ați auzit de la fratele păstor, mă cheamă Marcel Vidican, sunt nevăzător din naștere, doar deosebesc lumina de întuneric, afară dacă este soare puternic, văd soarele, pe dumneavoastră nu vă văd, aici sus aveți ceva lumini sau lumină, așa văd în ghilimele lumina ca și o pată de lumină în întuneric, ca să mă înțelegeți. Eu noastră nu vă văd deloc. Pe la vârsta de 7 ani mă jucam în curtea blocului și am auzit o jucărie. Acea jucărie suna foarte frumos. Am strigat copiii, au venit și mi-au pus în mână un acordeon. Era un acordeon micuț, l-am pipăit, așa cum pipăi acest microfon. Am tras de el, l-am butonat, mi-a plăcut. M-a dus în casă la tata, i-am zis să-mi cumpere un acordeon, însă nespunându-i lui ce fel de acordeon să-mi cumpere, așa cum am pipăit la acei copii, tata mi-a luat un acordeon adevărat. Era mult prea mare, avea curele, multe butoane, clape. El, dacă nu știa să cânte la acordeon, tata mi l-a pus în brațe cu clapele invers, adică pe partea stângă. Așa am rămas până în ziua de astăzi, dar îi mulțumesc Domnului că eu cânt spre slava Lui. Aveam un unchi de-a meu care venea foarte des la noi și cântând muzică populară, am învățat să cânt după ureche. Timp de 4 ani de zile, după ce m-a văzut un profesor la Cluj, un profesor de muzică, mi-a spus că nu țin bine acordeonul. Eu 4 ani de zile n-am știut că nu țin bine acordeonul. Învățând să cânt la acordeon, m-am împrietenit, aveam un prieten în sat foarte bun. Eu fiind nevăzător, el venea după mine, mă lua, mă ducea peste tot, cânta și el la acordeon. Am început să cânt la diverse ocazii, la chefuri, la zile onomastice, la botezuri. Am început să fumez, am început cu băutura, nu era bine, eram un copil rău, aruncam cu pietre după părinți, bineînțeles că dacă nu vedeam, nu-i nimeream. Și fiind așa de rău cum v-am spus, Dumnezeu mi-a ieșit înainte. Părinții mei și frații mei nu sunt pocăiți, nici ai mei și nici ai soției. Eu nu știam de pocăință, nu știam nimic de religie, nu știam de Dumnezeu. Dar într-o noapte am avut un vis și multă lume mă întreabă dacă eu văd când visez. Când visez, eu nu văd, doar simt, miros, aud și așa mai departe. Și acum vă spun visul. În timp ce stăteam în casa bunicilor mei, stăteam de vorbă cu ei,
Am auzit deasupra casei un vâjit puternic de vânt. Era așa de mare vâjuitul, m-am speriat, am ieșit repede pe terasa din fața casei ca să-mi dau seama ce se întâmplă. Când am deschis ușa, m-a izbit în față lumină orbitoare, era foarte puternică, peste tot. În jurul meu, sus, jos, în față, în spate, în stânga, în dreapta, era lumină. Totul, eram învăluit într-o lumină orbitoare, vâjuitul acela de vânt urla mai tare deasupra mea și o voce mi-a spus: deasupra ta sunt nori uriași de foc. În curând are să plouă pe pământ cu foc și tu ai să arzi. Și vocea mea mi-a spus încă un lucru: pocăiții toți din sat au zburat la cer și tu ai rămas pe pământ ca să arzi. Și în groaza mea, în vis, m-am aruncat în genunchi, am urlat și am zis: Doamne, de ce m-ai lăsat? Și m-am trezit în pat, în genunchi. Aveam un coleg căruia i-am spus visul și el mi-a zis: Marcel, trebuie să te pocăiești. Păi cum să mă pocăiesc, că eu știam că pocăiți sunt cei mai răi oameni, că sunt sectari, că sunt sataniști, că fac rău, așa cum se aude și astăzi. Și cum să mă pocăiesc? Trebuie să te pocăiești, că vine răpirea bisericii, că va veni focul, dacă vrei să zbori cu pocăiții la cer, trebuie să te pocăiești. Și colegul meu mi-a mai spus încă un lucru: Dumnezeu ți-a vorbit. Asta pentru mine a fost mai mare mirare, pentru că știam că Dumnezeu vorbește numai călugărilor, Dumnezeu vorbește numai preoților, eu așa știam, Dumnezeu vorbește numai sfinților. Cum să-mi vorbească mie, un copil, și încă un copil rău? Visul l-am avut cam prin clasa 5-a, în clasa 6-a. Frica și groaza de acest vis a durat 2-3 săptămâni, după care am luat-o din nou cu fumatul, cu băutura, cu chefurile. În primăvara lui 1990, într-o seară, când stăteam pe terasă și cântam, aveam obiceiul acesta să cântăm, ieșeam pe terasă, cântam muzică populară, muzică ușoară, se aduna multă lume, erau atunci tineri, copii, vârstnici, jucau, chiuiau, se distrau, glumeau. În timpul unui cântec de joc a venit un prieten la mine, mi-a pus mâna pe umăr și, dacă eram nevăzător, m-a oprit și mi-a zis: uite, pocăitele, că așa le ziceam, erau două fete, aveau în jur de 12-14 ani pe atunci, și prietenul mi-a zis: oprește-te, că pocăitele, vecinile tale, vor să le lași să cânte o cântare. Dar nu orice fel de cântare, ele vor să cânte o cântare de la pocăiți. Și au început să cânte cântarea: va plânge omenirea toată cu copiii la oaltă și cei ce nu dau crezare să vină la adunare, o vai mamelor. Cântarea a decurs așa de liniștit până la ultima strofă. Ultima strofă acestei cântări m-a cercetat foarte mult. Strofa aceasta spune așa: când mireasa-și va lua, să putem cu toți zbura spre mirele slavei, mamă, tată și copii să zburăm spre veșnicii unde zbucurii. Pe loc mi-am adus aminte de vis, că pocăiții vor zbura la cer, că va veni Iisus să-și ia mireasa. Am rămas foarte uimit, mi-au dat lacrimile, mi-era rușine să plâng pentru că era multă lume acolo. Și stând așa și mă gândeam, stând și gândindu-mă, fetele au mai început încă o cântare care spune așa: suflete, ce te gândești? Nu vrei să te pocăiești? Spune-mi când te hotărăști ca pe Iisus să-L primești. Dumnezeu m-a cercetat în seara aceea, seara aceea am cântat numai cântări creștine, până târziu. Copiii știau cântările din adunare. Și vreau să vă spun un lucru: fetele acestea au avut un curaj deosebit. Nu știu care dintre noi am avea curajul să mergem așa la un chef, să mergem la un balamuc, așa cum a fost la noi acolo, pe terasă, și să oprească jocul, să oprească cântarea și să spună: lăsați-mă să cânt o cântare de la pocăiți. Să facă Domnul din copiii noștri să fie evangheliști și din noi. Copiii poate de multe ori au curajul mai mare ca și noi, dar Dumnezeu să ne dea și nouă acea râvnă de copii, să ne dea dragoste pentru El, ca să evangelizăm lumea, pentru că la aceasta ne-a trimis Iisus. Și m-am dus la colegul meu, la școală, i-am spus: ce frumos cântă pocăiții la noi în sat. El mi-a zis: Marcel, du-te la acea familie și învață ce cântări îți plac și scrie-le în acest alfabet, în alfabetul brai, și adu-mi-le ca să le învăț și eu. M-am dus la acea familie, era într-o sâmbătă seara, am scris cântări, am învățat, și un frate de acolo, fratele Ionu Gretegan, mi-a zis: Marcel, mâine avem adunare, eu sunt dirijor de orchestră, hai, ia-ți acordeonul, vin după tine, te duc, te aduc și mergem la adunare. Și m-a zis: vrei să vii? Zic: sigur, bineînțeles că vreau să viu. Nimică dimineața m-am dus cu Ionuc la adunare, m-am pus în orchestră, am cântat cu ei cântările lui Dumnezeu, m-am dus cu acordeonul,
mi-a plăcut, a fost un program deosebit, Dumnezeu m-a cercetat, însă programul s-a încheiat. M-am dus la, după masă la prietenul meu cu care cântam la chefuri, m-am dus ca să fumez, să trag o țigară, să beau un pahar, să punem la cale unde trebuie să mai cântăm. În momentul în care am intrat la el în casă, mirosea casa a fum de țigară și când am pășit pe loc așa, simțind mirosul tutunului în nări, m-a luat așa un rău și o greață și am zis, prietene, eu de astăzi mă pocăiesc. Eu am fost la pocăiesc dimineața la biserică, ceva s-a întâmplat cu mine, îmi vine rău de la țigară, eu că eram foarte împătimit, fumam și câte două pachete de țigări pe zi. Mi-a venit un rău și o greață de la țigară, mi-a venit un rău și o greață de la băutură și am plecat de la el și a zis, eu de azi mă pocăiesc. Și de atunci îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat cel mai mare dar, darul mântuirii. Însă după 1990 auzeam și îmi suneau prietenii, frații și surorile, mă duc în Austria, mă duc în Germania, mă duc să-mi câștig o pâine, auzeam din presă, multe fabrici și uzine se desfințau, dădeau faliment, oamenii rămâneau fără locuri de muncă și am zis, Doamne, uite, eu nu văd, eu sunt nevăzător. Eu m-am pocăit, eu știu că Tu n-ai pâine celui care îți cere. Și am zis, dă-mi un loc de muncă, vreau să mă ajut ca să-mi dai un loc de muncă, să pot să lucrez, să nu fiu povară pe nimeni, nici pe societate, să nu fiu povară nici pe familie, să nu fiu povară nici pe biserică, mai ales că știam că pocăieții se ajută. Am zis, Doamne, nu vreau să fiu povară pe nimeni, eu știu că Tu poți. Și Dumnezeu mi-a dat un loc de muncă, așa cum scrie în prorocul Ieremia, vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Din 8 martie 1999 lucrez ca și masior într-o policlinică din Cluj. Stau în Apahida, într-un cartier de case, soția mea mă duce cu mașina până în stație și de acolo singur mă urc pe autobuz, mă urcă soția pe autobuz și mă duc cu două autobuze până la locul de muncă, cu bastonul, cobor, în Cluj, iau alt autobuz. De acolo mă duc până în stația cea mai apropiată de policlinică și mă duc pe jos cu bastonul până la policlinică. De 23 de ani fac naveta. Poate că în sală sunt tineri sau oameni care se îngrijorează de un loc de muncă. Dacă Dumnezeu mi-a dat mie care nu văd un loc de muncă, ție îți va da cu atât mai mult. Acum aveam darul mântuirii, aveam mântuirea, eram bucuros, aveam un loc de muncă. Ca și tânăr vreau să mai am încă un lucru. Lucrul acesta mi-era imposibil. Voiam să mă însor. Mulți veneau și mă chemau la nunta lor, Marcel, să vii la nunta mea să cânți, Marcel, să vii la nunta noastră să cânți, și așa mai departe. Ziceam, Doamne, eu ce să fac? Pentru că eu, ca și nevăzător, nu puteam să abordez o tânără. Ca și cum abordați dumneavoastră, nu? Ați mers într-o biserică, v-ați uitat, ați văzut o fată, v-a plăcut, ați abordat-o, v-ați dus la ea. Și așa mai departe, eu nu pot, ca nevăzător, nu pot să abordez așa, cum ați abordat dumneavoastră. Și am zis, Doamne, cum o să mă împrietenesc cu o tânără, cum ai să lucrez? Și m-am dus la un frate păstor, fratele s-a rugat pentru mine și ne-am rugat împreună și mi-a zis, Marcel, hai să ne rugăm să-ți dea Domnul o fată așa, să aibă probleme de handicap ca și tine, să vadă un pic mai bine, să aibă o mână sau un picior cu probleme și Domnul să lucreze. A fost un îndemn ca din partea lui Dumnezeu, timpul a trecut, nu s-a întâmplat nimic, dar în vara lui 2007 m-am rugat altfel. Am zis, Doamne, ori îmi dai o fată care vede, ori dacă nu mai însor. Am să rămân așa neînsurat și o să știu că asta e voia Ta, dar te rog să-mi dai o fată care vede, pentru că cei din jurul meu, și părinții, și frații, și frații din biserică, și prietenii, se întrebau ce o să fie cu Marcel. Cine o să-l îngrijească, ce are să fie cu soarta lui. Am zis, Tu ești Dumnezeu minunilor, Tu poți să faci o minune. Ori îi dai o fată care vede să fie sănătoasă din punct de vedere fizic, psihic și spiritual, ori dacă nu, eu nu mă mai însor. Și am lăsat lucrul acesta în mâna lui Dumnezeu. În orașul Botoșani era o tânără, Alina, care, frecventând un cer de rugăciune de surori, le-a spus fetelor, rugați-vă pentru mine ca Domnul să-mi dea un soț ca din palma Lui. Și a spus Alina fetelor, soțul meu vreau să cânte la acordeon și la muzicuță. Și prima cântare pe care să o cânte să fie cântarea Mărețul Har M-a Mântuit. Fetele au rămas așa uimite. Bine, Alina, dacă tu crezi, noi ne rugăm și Domnul să-ți împlinească dorința. Într-o noapte Alina a avut un vis. Era într-o odaie, în fața ei era un copil, cam prin clasa 5-a, în clasa 6-a. Copilul acesta avea niște ochelari cu lentile groase la ochi. Și o voce i-a spus, Alinei în vis, îți dau un băiat care are probleme grave la ochi și pe care ochelarul nu-l ajută și s-a trezit.
Și Alina și-a dat seama că Dumnezeu îi va da un soț nevăzător. A spus fetelor din grup lucrul acesta și atunci au început întrebările și îngrijorările. Ce ai să te faci cu un nevăzător? Nu poate să lucreze? Ele nu știau că nevăzătorii pot să lucreze. Ce ai să te faci? Cum o să întrețină familia? Ce o să faci cu el? Știți ce le-a spus Alina? Le-a spus în felul următor. Dumnezeu mie îmi va da o binecuvântare, pentru că i-am cerut o binecuvântare și nu o povară și în căsnicie, unul pentru altul, trebuie să fie binecuvântare. Amin. S-au întrebat fetele, ce o să lucre? Alina a mai avut un vis, era pe un munte și în fața ei pe o stâncă era un tânăr întors cu spatele spre ea și cum lucra acel tânăr, se vedeau așa coatele din spate. Și vocea i-a spus, soțul tău lucrează cu mâinile. A fost încă o enigmă pentru Alina și pentru fete. Ce o să lucreze soțul tău? Ce să lucreze cu mâinile? Că nu poate să fie brutar, croitor, tâmplar. Soțul Alinei sunt eu, sunt masior, lucrez cu mâinile, Dumnezeu vorbește cum vrea și cui vrea. Și Dumnezeu vorbește foarte exact, clar și limpede și Dumnezeu nu ne încurcă. Dumnezeu ne scoate la lumină pe fiecare. Ne-am întâlnit, am început să discutăm în vederea căsătoriei. Soția mea a fost prigonită de părinții ei când s-a pocăit, dar când părinții ei au auzit că vrea să se căsătorească cu un nevăzător, s-au supărat și mai tare pe ea. Și într-o dimineață, așa când era foarte necăjită, a scos toate hainele dintr-un șifonier, s-a prefăcut că vrea să le așeze, s-a închis în dulap și m-a sunat și mi-a zis, iubire, cântă-mi o cântare. Și am luat acordeonul și muzicuța și am cântat cântarea Mărințul Har m-a mântuit. Așa a lucrat Dumnezeu. Ne-am întâlnit, ne-am căsătorit în primăvara lui 2008. Băiatul acela din vis pe care l-a visat Alina eram eu, prin clasa 5-a sau în clasa 6-a m-am dus pentru ultima dată, părinții mei m-au dus foarte mult la medici prin țară ca să văd. Dar în clasa 5 am fost pentru ultima dată la un doctor din Cluj, doctorul Horge, care a fost singurul medic care mi-a spus că boala mea este o boală care nu are leac și mai ales este o boală care se moștenește la copii. Dacă o să mă căsătoresc, o să am copii, o să moștenească boala mea la copii. Bineînțeles că i-am spus Aline lucrul acesta. Ne-am căsătorit prin credință, după căsătorie au venit oameni și m-au întrebat, mulți frați, surori, prieteni, măi Marcel, dar v-ați căsătorit acum, ce o să faceți, că cum o să fie cu copiii? Și le-am spus, nu e o problemă. Noi primim din mâna lui Dumnezeu, pentru că în Psalmul 127, cu versetul 3, acolo spune, iată fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Nu specifică ce fel de fii. Nu spune că copiii sănătoși, nu spune că copiii bolnavi, nu spune că copiii mai iuți, copiii mai încet, să zic așa. Iată fiii, acolo se includ și nevăzătorii, acolo se includ și copiii sănătoși, acolo se includ toți copiii care se nasc cum se nasc. Eu așa cred. Și dacă Dumnezeu vorbește, eu cred ce vorbește Dumnezeu, nu ce spun oamenii. Și le-am spus, chiar dacă o să nască copiii nevăzători, eu o să-i primesc din mâna lui Dumnezeu și copiii o să aibă ce are tatăl lor. Eu le-am spus, eu am mântuirea sufletului, lucrez pentru Domnul, am un serviciu, un câștig pâinea. Dumnezeu poate, cu oricine. Dacă vrei să lucreze cu tine Dumnezeu, în orice stare ai fi tu, Dumnezeu poate. Și Alina a visat chiar în clasa 10-a care să aibă o fetiță și care să o cheme Maia și Dumnezeu ne-a vestit prin Duhul Sfânt că Maia va fi sănătoasă din punct de vedere al ochilor, că va vedea. Maia s-a născut sănătoasă, vede, are 12 ani jumate, am dus-o la medici, bineînțeles, pentru controlele periodice, ca să fie o mărturie pentru ei, pentru că ei ne-au spus așa, într-un mod mai neprofesional, să nu facem copii. Ne-am dorit un băiețel, cu 2 ani înainte de a se naște Matei, Alina au avut un vis că o să aibă un băiețel, am spus tuturor că o să avem un băiețel sănătos, Matei s-a născut sănătos, vede și are 6 ani jumate, îi mulțumim Domnule pentru toate binecuvântările lui. Dumnezeu mi-a făcut o casă, ca și moașilor din Egipt, să știți. Și aș avea multe să vă spun, rămân la aceste lucruri, mulțumesc Domnului că ați avut răbdare să mă puteți asculta. Și să știți, nu vă supărați pe Dumnezeu pentru nimica. Eu vă spun un lucru, Dumnezeu cu mine este un Dumnezeu drept, este un Dumnezeu bun, este un Dumnezeu nepărtinitor, este un Dumnezeu care a lucrat în dragoste și în milă.
Nu îi reproșez pentru că sunt așa cum sunt, doar îi mulțumesc pentru că mi-a dat mântuirea sufletului. Doar îi mulțumesc că m-au găsit din lume și m-au smuls din lume și m-au adus pe stâncă. Orice ar veni, orice s-ar întâmpla, haideți să ne încurajăm și să nu ne supărăm pe Dumnezeu niciodată, pentru că viața aceasta e o fărâmă, viața aceasta e o nimica, pe lângă slava veșnică care ne așteaptă pe noi. Domnul să ne ajute. Amin.